Alianța de la Guvernare a început discuțiile pe tema măsurilor menite să combată creșterea prețurilor. Printre propunerile făcute se numără acordarea de vouchere pentru cumpărarea de alimente de bază, pentru familiile vulnerabile și pentru persoanele cu venituri mici, în valoare de 50 de euro per voucher la fiecare două luni până la finalul anului. De asemenea, sunt prevăzute vouchere acordate lunar în perioada de școală pentru elevii cu burse sociale, în valoare de 30 de euro per voucher. Coaliția va analiza și posibilitatea dublării cotei de hrană pentru bolnavii internați în spitale, de la 11 la 22 de lei. De asemenea, se va analiza și creșterea alocației de hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii din centrele de plasament.